Bună seara, bună Eduard, bine v-ați alăturat. Sunt Mari și facem observații prin telescop. Vom observa Luna. Cosmina, te pup! Bine te-ai alăturat! Bună Pepino, bine te-ai alăturat! Bine v-ați alăturat cu toții, suntem 17 persoane pe live. Acum am intrat. Alexandra, mulțumesc, bine te-ai alăturat, te pup! Bună Bianca, te pup, bine te-ai alăturat! Bună seara tuturor! Scuze! Ursul, mulțumesc! Pupici de la mine! Dani, mulțumesc! Elencia, te pup, bine te-ai alăturat! Și eu vă mulțumesc că îmi sunteți alături! Avem telescopul îndreptat spre Lună. În această seară Luna, 41% discul lunar iluminat de soare. Mâine seară 50% Lună la primul sfert, îmi cer scuze. Adi, te salut Adi, mă bucur. Ok, contul secundar. Salutare Marius, haideți să ducem telefonul la ocular, să începem observațiile. Bine, v-ați alăturat cu toți încă o dată. Suntem 90 de persoane pe live. Ce drăguț se vede Luna. Bună Izabela, bună tuturor. Suntem 100 de persoane pe live. Sunt Mari pentru cei care nu mă cunoașteți. Bine, v-ați alăturat cu toții. Avem ploi de meteori din această seară. Ating maximul. Perseidele, cea mai mare dintre ploile de meteori de peste an, Perseidele, ating maximul în această seară, mâine seară și poi mâine seară, iar mai apoi până pe 23 august se vor mai vedea, dar tot mai puține, până pe 23 august, când se și încheie spectacolul. Salutare tuturor încă o dată, suntem 220 de persoane pe live, bine v-ați alăturat. Observăm Luna, 41% discul lunar iluminat de soare, situată la 401.216 km de pământ. Mulțumesc cursul cel bun. Se văd Perseidele, cele mai frumoase ploi de meteori de peste an sunt Perseidele și în luna decembrie Geminidele, de asemenea, extrem de frumoase, dar cele mai frumoase sunt acestea de acum, din august, Perseidele. Încă a început ploaia, a început de pe 17 iulie, dar ating maximul în această noapte, mâine noapte și poi mâine noapte. Iar mai apoi, până pe 23 august, se vor mai vedea, dar tot mai puține, din ce în ce mai puține. În această seară, la munte, este de așteptat să se observe până la 200 de meteori pe oră. Cei care sunteți la munte, apucați-vă de numărat. După 12 noaptea, cam așa începe spectacolul. După 12 noaptea deasupra capului. Pur și simplu ceea ce trebuie să faceți este să vă uitați sus pe cer deasupra capului. Indiferent unde vă aflați. Și între blocuri, dacă sunteți tot, trebuie să vedeți unul măcar. Sau poate și mai mulți. Observăm Luna acum, da, poate și ușor mai devreme, nu știu că nu l-am mai observat nopțile astea. Ultima dată când l-am văzut eu, cred că pe la 12:30 trecut de bloc. Perseidele după 12 noaptea începe spectacolul. Și o delta cu aridă, bravo Ioana, mă bucur pentru tine. Tu stai într-o zonă bună, să vezi în seara asta spectacol, mâine seară și pui mâine seară. Mâine seară cred că intru din nou live cu voi. Perseidele, ploi de meteori. Bună Gabriela. Miruna, te pup, mulțumesc. Adi, mulțumesc! Aștepți, da? Și eu, Luna va pune undeva la 23 pentru mine și câteva minute.
Și deci e perfect pentru spectacol, că dacă avem lumina lunii și asta interferează mult și mai bine ca pune de vreme. Este foarte real, da? Observăm luna prin telescop. S-a înjumătățit acest live. Eram 200 de persoane, suntem 100. Așa să faci și acum, Kenz. Păi da, și eu m-am gândit să-mi cumpăr un șezlong special pentru asta. Vara să pot să stau aici în curte, întinsă pe șezlong și să observ ploile de meteori. Mulțumesc, Adi. Mulțumesc frumos pentru susținere. Nu, nu se văd extraterestri pe lună. Observăm cratere, foarte multe cratere, munți, câmpiile, aceste pete întunecate sunt câmpii imense. Da, răsare chiar mai devreme, Bogdan, dar depinde dacă ești mai la vest, tot mai la vest, un pic mai târziu, evident. Dar eu cred că pentru mine la București un pic mai devreme de 22 răsare. A, păi să surprindem un meteor. Păi dacă am pune pe Vega, poate, poate, sau prin Deneb. Poate, poate trece unul așa, un miracol, să-l vedem și noi prin telescop. Ar fi wow! Să observăm o stea, da? Cu câmp vizual redus, adică așa, și poate trece. Aici unde e luna, acum n-are nicio șansă să vedem noi meteor. Dar poate dacă trimis spre Vega sau Deneb, mai bine Deneb. Și poate, poate trece și un meteor prin zoom-ul nostru. Mai mult zoom, mai târziu, poate. Hey, little artist, după 12 noaptea. Da? Aha, mișto și așa, da? Copilotă groasă, ceva de genul. Și uite, da. Eu la mine am pavele în curte și vă dați seama. Am nevoie de un șezlong neapărat. Da, asta să-ți pui o dorință, să-ți iei un BMW. Frumoasă dorință. Asteroizi? Păi da, au descoperit, de exemplu, Ceres are 1000 de kilometri în diametru. Și sunt și mai mari nedescoperiți, cred astronomii. Auzi, tu stai pe balansoar. Eu am balansoar în partea asta și nu văd nimic. Îl am sub terasă acoperită și nu văd nimic. Văd decât vestul și nu mă interesează vă vestul, trebuie să văd deasupra capului. Și deci îmi trebuie un șezlong în curte neapărat să mă întind și eu. Pur și simplu să stau așa întinsă și să mă uit pe cer. Te pup și eu, Cornelia. Da, evident, se văd cu ochiul liber cel mai bine. Super de la țară, trebuie să nu mergi tu vreo 150 de metri pe oră, cel puțin. Interesantă, da? Cât îți iau de obosită că muncesc, tot intru un pic cu voi la observații. Vroiam că de mai devreme să-l vedem pe Venus, dar acolo la vest el e ușor deasupra orizontului vestic. Am avut așa norișor din aia ca o pâclă. Eu l-am zărit de vreo două ori, dar și scurt timpul, vreo 45 de minute, 50 de minute să-l observăm până apune. Dar am o veste foarte bună. Venus în această perioadă își face apariția sa de seară și îl vom vedea vreo 6 luni, cam așa, până în ianuarie, când va ajunge la cea mai mare alungire estică de soare, undeva la 47 de grade, alungire estică de soare, și asta înseamnă că va apune undeva la 4 ore după ce a apus soarele și va deveni cea mai strălucitoare stea de seară, de Crăciun. De exemplu, știți că noi l-am observat acum câteva nopți și l-am văzut plin, pentru că el este aproape plin, un 97% pentru că plin a fost pe 25 iunie. Avatar, thank you so much! Bine te-ai alăturat, mulțumesc pentru Tom, ce frumos!
mulțumesc din suflet. Și pe 27 de decembrie nu va mai fi plin, va fi o semilună, dar dublată, pentru că aflându-se și la cea mai mare alungime de soare, totodată vine și la cea mai mare apropiere de pământ. Și practic noi o să-l vedem dublu, chiar și pe cer cu ochiul liber, ca stea strălucitoare, față de ce-l vom vedea în nopțile acestea, de exemplu în septembrie, în octombrie, în noiembrie. În decembrie va deveni dublu și inclusiv și în oculară, acea semilună va fi dublă. Abia aștept. Își face o dată pe an apariție de seară. Și se întâmplă acum, lunile astea, acum din august până în ianuarie avem timp să-l observăm. Până la 4 ore după apusul soarelui, chiar v-am zis. Pluto se vede mic, l-am căutat acum când am fost cu voi ultima dată pe live, cu observații. După ce am încheiat, nu eram chiar atât de obosită pe cât credeam eu că sunt și am mai rămas afară. Și l-am văzut, se vede mic, foarte mic. Da, la noapte, Emilia. De seară, mâine seară și poi mâine seară. Ating maximul. Uitați-vă pe cer. După 12 noaptea, fix deasupra capului. Da, ridicați așa privirea în sus. Doar atât faceți, nimic mai mult. Și uitați-vă acolo că trebuie să treacă mai mulți meteori. Nu știu până la cât. Vedem, vedem. Mâine merg la muncă. Petele de pe lună sunt câmpii imense, acoperite de lavă uscată, lavă bazaltică. Și se numesc mări. Așa le-au numit astronomii antici, în semn de respect pentru ei, astronomii le-au lăsat așa numele. Avatar, thank you for galaxy, thank you, mulțumesc, ce drăguț, mersi frumos, mii de mulțumiri, foarte frumos. Foarte frumos. Haideți să vă arăt un pic. Aceste câmpii sunt numite, sunt undeva la 13 la număr și este una și mai mare pe care au numit-o Ocean, Oceanul Procellarum, dar nu este, este acum întuneric acolo. La lună plină se vede. Pregătește-l, da? Ioana, mulțumesc frumos! Planeta Saturn undeva după 11 jumătate e de așteptat să treacă de bloc pentru mine. Mihai Eminescu a trecut ceva printre comentarii, așa amintit el. Cred că un mic satelit ceva a trecut pe acolo. Ia să văd ce minut a fost. Să-mi notez. Minutul 13, o să caut de la 11. A trecut ceva un micuț storm. Mulțumesc, bună seara, Avatar, mulțumesc din suflet pentru scufundări. Mulțumesc, scufundări cu balene, mamă, deci m-am speriat, nici nu l-am mai primit niciodată pe ăsta, nici nu știam de el. Foarte frumos, foarte frumos, mulțumesc din suflet, cadou nou. Probabil pe TikTok nu este nou, dar eu nu l-am mai primit. Mersi din suflet pentru susținere. Avatar, mulțumesc. În seara asta, de asemenea, storm. Și mâine seară și poi mâine seară. Stai să-mi notez și eu minutul 13. Dar o să caut eu și de la 12, că a trecut ceva așa printre comentarii, micuți, micuți, micuți. O seară bună și mulțumesc din suflet încă o dată pentru toată susținerea. Foarte frumos mi-ai bucurat sufletul. Nici nu m-am așteptat la așa surpriză frumoasă. Mulțumesc din suflet încă o dată. Vreți să vedeți și altceva, Iulia? Vrem să observăm luna, nu crezi? O să apropii mai mult, să vă arăt și o să vă și explic. V-am spus aceste pete întunecate, că m-a întrebat cineva pe live mai devreme. Se numesc mări și sunt și numite și avem aici trei mari pete
una lângă cealaltă, parcă sunt legate așa, da? Avem în partea de jos, spre dreapta, deasupra comentariilor, spre dreapta, avem Mare Serenitatis. În centru, mai întunecată, Mare Tranquilitatis. Și cealaltă din partea de sus, stați o secundă. Eu zic că e Mare Fecunditatis, dar nu vreau ca să, poate, nu mai știu eu bine și vă să mă uiți în plus final, da? Dar este Mare Fecunditatis, da. Mare Fecunditatis și craterul Langrenus. Vedeți înspre stânga, sus, cu un crater foarte luminat de soare, mare, așa, îl vedeți? Stânga spre margine, sus. Mare Fecunditatis cu craterul Langrenus, Mare Tranquilitatis în centru și jos la dreapta, înspre comentarii, Mare Serenitatis. Și mai avem o mare insulară, așa, da? De o parte, cu un crater de asemenea foarte luminat, mai micuț, și marea este mai micuță, se numește Mare Crisium, cu craterul Proculus. Faceți poze! Și sus, mai la dreapta de Mare Fecunditatis, cu craterul Langrenus, în partea stângă sus, mai avem o mare mai mică, care este ușor acoperită de obiectivul meu de pe TikTok sau steluța de la abonați. E o mare mai mică, se numește Mare Nectaris. De la 12 noaptea, Perseidele. Lucian, mulțumesc! Bună seara, Rotman's Restaurant, bine te-ai alăturat, mulțumesc! De la 22, da, pentru Delta Aquarite, Alpha Capricornir de Piscis Austrinus, de asemenea, dar slăbuți, foarte slăbuți, cele mai frumoase și mai mari sunt Perseidele deasupra capului la 12 noaptea. Pentru că acestea radiază din constelația Perseu, iar pe constelația Perseu trece pe deasupra capului nostru după 12 noaptea. Eu am dat 1800 de euro pe telescop când l-am achiziționat. Ați făcut poze cu aceste mări? 5 v-am arătat până acum. Mare Fecunditatis, Mare Tranquilitatis, Mare Serenitatis. Cele trei mări care sunt legate și cele mai mari. La stânga, Mare Crisium, iar la dreapta de Mare Fecunditate și craterul Langrenus, Mare Nectaris. Auzi, acolo te duci? Pe baraj la Mihăilești? Păi nu sunt becuri, acolo pe podul ăla nu sunt becuri. Eu zic că sunt. Acolo se văd bine? Mm. Sunt beci, scadale și acolo. Dați o secundă că mă ciupesc în țare. Am nevoie de spirale de-astea să ard în curte, că mă ciupesc în țare în mare foc. Ce telescop? Un Bresser Messier Newtonian. O zonă destul de întunecată. V-am spus, cea mai întunecată se numește Mare Tranquilitatis, cea din mijloc. Mi-a prins și eu o țigară. În această seară putem observa doar 41% din discul lunar. Pe 19 va fi lună plină. Da, azi, mâine și poi mâine maximul. După 12 noaptea. Vă uitați deasupra capului doar. Să vedeți spectacol. Absolut superb. Trebuie să vedeți, indiferent de unde sunteți, câțiva meteori bun pe oră, trebuie să vedeți.
În seara asta, mâine seară și poi mâine seară. Până pe 23 se vor mai vedea, dar tot mai puțini. Câte 2-3 pe oră, să fiți fericiți dacă vedeți. Înțelegeți? În seara asta se pot vedea până la 200 pe oră. De la munte. Sau de acolo de unde nu este poluat deloc. De la 12 noaptea, Elena. Și de la deal. Și de la vale. Dacă nu e lumină stradală, nu avem poluare de oraș. Da? Așa ai auzit. Am un clip trimis acolo încă de pe 17 iulie trimis eu informativ. Pentru că atunci a început această ploaie de meteori. Dar maximul atinge seara asta. O să schimb ocularul pentru mai mult zoom. Aveți puțină răbdare, îmi fumez și o țigară. Prima pe live. Nu sunt cratere. Craterele sunt aceste cerculețe pe care le vedeți voi. Se și văd. Aceste pete întunecate sunt câmpii imense. Câmpii, exact ce auziți. Vedeți cele trei cratere de la Mare Nectaris? Că v-am zis că avem în partea stânga sus Mare Fecunditatis cu craterul Langrenus, foarte mare crater acolo pe stânga spre margine, ușor așa, cum să vă zic eu, încețoșat și mai alb, mai lumina de soare, se numește craterul Langrenus. Iar aici, în partea dreaptă de Mare Fecunditatis, se numește Mare Nectaris, cu trei cratere mai mari, două chiar lipite, unul mai la dreapta sus. Îl vedeți? Le vedeți pe cele trei cratere? Se numește primul, da, încep de la stânga în sus spre dreapta, da? Teofilus, Cirilus și Catarina. Da, mini, te pup, avem ploi de meteori, a trecut ceva. O pasăre în zbor, iute. Stați că mai îmi desfac o spirală. Bună, Florin! Bună tuturor! Suntem 256. Bine v-ați alăturat cu toții. Haideți că o să pun și celălalt ocular pentru a oferi mai mult zoom, să vedem mai aproape luna. Descoperitorilor, toate formele de relief descoperite de pe lună poartă numele descoperitorului lor. Ana Maria, mulțumesc, bine te-ai alăturat, te pup. Să faci o vizită acolo, să ne spui și nouă dacă ți-a plăcut. După 12 noaptea, perseidele după 12 noaptea. Bună, bună și ție. Astăzi, mâine și poi mâine. Nu știu dacă rămân atât de târziu, dar aș vrea și să văd și eu câțiva meteori, adică deci o să rămân un pic mai târziu de apusul lunii. Un pic rămân și eu, văd cât, vedem. Eu mâine muncesc. Un pietroi rotund, ce mare lucru, nu? Azi, mâine și poi mâine perseidele, da? La 23 și puțin. Și 6 minute sau și 16 minute. Stați că mă uit acum aici în calendar. Să vedem la ce ora pune luna. La 23. 23 și 7 minute. Bună, Foxy Lady! Să mișc și eu să vedeți că nu e fake? Hai că vă arăt telescopul un pic. Mi-am fumat și o țigară, n-am avut și eu un emoticon cu pauză de țigară. Uite telescopul.
îndreptat spre lună. Ați văzut clipul de mai devreme? Soarele a apus acolo, exact acolo unde v-a apus soarele, și lumina sa reflecta undeva acolo. Aveți un clip acolo, chiar sub lună, dar bine, luna era mai la est, mai încoa, mai la sud, de fapt. Adică la est, adică că în partea stângă pe cer, mai la stânga pe cer, m-am referit. Haideți să schimbăm ocularul, da? Să apropiem un pic mai mult luna. Bună seara, Angel! Bună seara tuturor! Haideți să schimbăm ocularul. În seara asta, mâine seara și poi mâine seara ating maximul. Muncesc, uite, sunt și la observații. Așa, din când în când, când avem fenomene importante, intru și eu pe live să facem observații, când am timp. La ce oră? După 12 noapte, deasupra capului, uitați-vă. Indiferent de pe balcon, de la bloc, deasupra capului, doar deasupra capului, uitați-vă și o să vedeți. Am văzut unul mare frumos. Dar nu în seara asta, acum câteva seri. Mă durea și măseaua, când l-am văzut mi-a trecut durerea de măsea. 300 de oameni pe live-ul, salut pe toți, bine v-ați alăturat. Ieșiți la stele căzătoare. Ieșiți afară să observați meteori. Meteorii Perseide. Facem observații prin telescop, nu se întâmplă nimic. Și avem ploi de meteori. Uite cele trei cratere despre care vă vorbeam. Teofilus, Cyrillus și Catarina. Stați ca în viteză. La tine sunt ori, Doamne, ce păcat. Poate mâine seara e cer senin. Dacă pot, o să intru și mâine seara un pic live, da. Le vedeți? Teofilus jos. Are și un munte acolo în centrul craterului. Cyrillus are doi munți. Și Catarina e cel mai depărtat așa un pic. Sunt trei cratere, cam aceeași dimensiune toate trei. Două lipite, unul mai așa, mai în sus. Teofilus, Cyrillus și Catarina. Sunt ușor înrăgușită, vorbesc și non-stop. Vă mulțumesc din suflet pentru susținere. Și aici avem mare nectaris. Vedeți cât e de micuță această porțiune întunecată, această câmpie mai mică, mare nectaris. Ionica, bună seara, bine te-ai alăturat, mulțumesc, ia priviți, mare fecunditatis, această câmpie care o avem acum în centrul ecranului telefonului, și la stânga avem craterul Langrenus cu mare fecunditatis încă o dată, da? Haideți să mai observăm, avem aici mare Crisium, ia priviți ce frumoasă e, parcă ar fi o pisică de mare, nu? Mare Crisium și la dreapta un crater acolo luminat, așa, sare în ochi, care desparte Mare Crisium de Mare Mare Tranquilitate, scuze. Se numește craterul Proculus, da? Desparte Mare Crisium de Mare Tranquilitate și haideți să vă arăt Mare Tranquilitate, dar o să trebuiască să reduc zoom-ul ca să o vedeți că e mare, o vedeți? Această câmpie din centrul ecranului, Mare Tranquilitate, cea mai întunecată dintre ele, și mai jos Mare Serenitatis. Da, în seara asta, eu foarte aproape de București, la 3,5 km de București locuiesc. Mare Serenitatis, vedeți? Thank you.
Și aici avem, se vede o părticică din Mont Alps. Doar o părticică se vede din munții Alpi. Vedeți cum se văd crestele pe lună? Umbrele astea mai întunecate sunt crestele munților, da? Umbrele lor. Alpii de pe lună. Chiar aici sunt Monți Alps. Și vedeți cum se văd umbrele lor? Vedeți ce frumos? Bună, Octavian! Bună seara tuturor! Suntem 400 de persoane. Bine v-ați alăturați. Pentru cei care nu mă cunoaște, sunt Mari. Bună, Julia! Da, da, Luna! Faceți și voi poze în tot acest timp. Mersi, Ioana. Da, perseidele, ploile de stele, în această noapte, mâine și poi mâine noapte, ating maximul. După ora 00. Bună, Kenzo. Da, astăzi, mâine și poi mâine. Avem un comentariu fixat. Această zonă care delimitează partea luminată de partea neiluminată, adică de ziua selenară, de noaptea selenară, se numește Terminator și noi observăm chiar la baza Terminatorului. Observăm acum luna. Se văd, da, în aceste nopți. Bună, Valentin, mulțumesc. Da, foarte aproape de București. Sebastian, bună, mulțumesc. Vă mulțumesc frumos pentru susținere. Ia priviți și în acest crater cum se văd umbrele, vedeți? De la marginea craterului, vedeți umbrele marginea craterului, cum lasă umbra în crater, în interior. Aici nu se mai vede nimic de acest crater, total în întuneric. Bună, Gabriela, te pup! Avem ploi de stele, perseidele, cele mai frumoase de peste an. Nu știu, dar ce telescop să-ți recomand. După 12 noapte, așa cum se văd Delta Aquaridele sau Alpha Capricornidele, se văd la est-sud-est, cam așa, pe cerul estic-sud-estic, da? Dar cele mai frumoase sunt perseidele de după 12 noapte deasupra capului, trebuie să ne uităm. La jumătatea lunii octombrie. Nu știu ce fenomen avem. Luna, observăm luna prin telescop, foarte multe cratere, foarte, foarte multe cratere. Bună, Alex, bine te-ai alăturat. Nu este fake. Suntem live printr-un telescop, observăm luna. Uite, a trecut o pasăre în zbor. Ați văzut-o? Bună, Nicoleta. Bună tuturor, da, luna. Uite, altă pasăre în zbor. Și copiii pot să observe acesta. E bună, Flori. Momentan, până apune luna, da. Bună, Dani, bună tuturor.
Poți să le vezi, da, direcția de deasupra capului spre vest, așa că am văzut și eu. Sau spre sud. Hello everyone. Nu pe lună, treci pe aici prin zbor, prin pe unde locuiesc eu, prin zona mea. Și dacă se intersectează cu luna și prin raza mea, pe unde observ eu luna cu telescopul, evident că lasă umbra pe lună. Și avioanele când trec lasă umbra pe lună. Unde n-ar trece un avion să-l vedem și noi frumos? Am văzut, a trecut în seara aia un avion când vorbeam eu cu voi ultima dată pe live-ul, iar s-a văzut pasărea aia. De să ofer un pic mai puțin zoom, poate mai trece odată. Nemernica. Da, s-a văzut doar luminița sus, în partea de sus, așa-i? Ioana, cine a mai fost pe live și a văzut avionul ăla care l-am ratat eu? O luminiță slabă, așa, pe sus. Nu prin dreptul lunii. Mai sus. Da, în seara asta, mâine seară și pui mâine seară, perseidele. Nu deasupra capului, nu la vest. Da, perseidele. După 12 noaptea, dragilor. Sunt cratere, presupun că la găurile alea te referi. A, ce sunt alea perseidele? Ploi de stele. Ploi de meteori. Ionela, mulțumesc. Și din Bihor se vede, da? În seara asta, mâine seara și poi mâine seara ating maximul. Ele se vor mai vedea încă... În seara asta, mâine seara și poi mâine seara ating maximul. Ele se vor mai vedea încă... 5 anișori și este la bunica soțului meu, la mamaia lui. Și m-a sunat și am răspuns. Da, păi am răspuns băiatului. Mi-a spus că mă iubește puișorul meu frumos. Da, să nu cazi, ai grijă, acolo să stai bine, să te ții bine. Și din București se văd, da? Dintr-un flux de particule lăsat în urmă de o cometă, cometa 106 sau 109P, Swift Tuttle. Stați o secundă să-i spun soțul meu să-mi sune pe Ianis. Alo, fii cu minte. Se văd de peste tot din lume, se văd în această perioadă. Corect, Ioana, bravo, mersi frumos. Se văd de oriunde din țară cu ochiul liber, dacă este cersenin. Foarte bine spus. După 12 noaptea deasupra capului, dragilor, vă uitați doar deasupra capului. Până pe la 4-5 dimineața când zori zile răsar, gata, până atunci avem spectacol. Și de pe geam poți să te uiți, da, poate ai noroc și vezi. Doar deasupra capului, te uiți în sus atât. Mâine seară, dacă nu, Little Artist. Nu spre vezi, Dani, deasupra capului doar. Doar deasupra capului. Și din București, de oriunde din țară. Astăzi, mâine și poi mâine. Sunt 3 nopți.
la 8 nu se văd, nu se mai văd. După 12 noaptea. Până la 4 dimineața. Da, mai repede vezi păsări decât perseide. Nu acum, poate după apusul lunii. Trimitem spre ostea. Avem ploi de stele. Bună, mentorul, mulțumesc. Bună tuturor, suntem 300 de persoane pe live. Mai devreme am fost 400, mulțumesc, mentorul. De la 12 noaptea. Nu e periculos deloc. Mamă, cum se văd umbrele aici de la crestele munților Alpi de pe lună, vedeți? Ia, priviți ce frumos se văd crestele astea aici. Umbra lor. Doamne, ce mișto se vede. N-am văzut nimic ciudat. Totul este normal și frumos. Nimic ciudat. Ciudat în mintea noastră doar. Nu, în seara asta, mâine seară și poi mâine seară. Pe cer. Eu am dat 1800 de euro când l-am luat. O să o vedem în curând, peste o lună de zile, observăm și planeta Marte. Se poate observa încă de acum, dar de pe la 4 și ceva pentru mine. Dimineața. Și de ce apare lumina zilei, zorii dimineții și nu mai văd. Am văzut nopțile anterioare, da. Câte unul, câte unul, seara asta o să văd ce mai mult. Astăzi, mâine și poi mâine, după 12 noaptea. Azi, mâine și poi mâine, da, ploi de stele. Ați făcut poze cu această zonă, cu munții Alpi de pe lună, cu crestele lor, în umbră aici. După 12 noaptea și din Constanța de oriunde. După 12. Se pot observa chiar și înainte, pe la 11, așa. Dar mai puțin, de la 12 spectacolul încolo. Nu știu dacă am să surprind așa ceva. Eu o să trimis spre Deneb să observăm o stea din constelația Lebăda, cea mai strălucitoare din această constelație, Deneb. Și dacă trece vreo unul prin fundal, păi suntem norocoși. Până la 4 dimineața, când zorii zilei răsar. Azi, mâine și poi mâine. De fapt, vor mai fi până pe 23, dar mai puțin, tot mai puțin în fiecare noapte. Iar a trecut o umbră. Bună, David. Bună, Ana.
Păi până zori zile, răsar, da? Până se face zi. Până dimineața, da. Bună, Alex. Bună tuturor. În seara asta, mâine și pe mâine. Și oriunde în România se văd. Oriunde din România se văd. Încă trebuie să mai așteptăm o lună de zile pentru planeta Marte. Momentan răsare târziu și trece de bloc târziu și nu avem șanse să o vedem. Momentan vom observa doar luna, după lună vedem poate ceva stele, vedem. E, cade una în tine, direct pe tine te nimerește. Da, și de la oraș se văd. Mai slăbuți, dar se văd. Bun, Andrei, Iulian, mulțumesc. De la 12 noaptea. În noaptea asta, mâine și pe mâine seară. Acum observăm luna. Mai bine, da, mai bine în câmp liber. Ai văzut anul trecut, uită-te și anul ăsta. Ziua, soarele, evident, bună, Laura. Și de la oraș se văd, mai slăbuți, dar se văd. Și eu locuiesc la București și tot am văzut. Saturn după 11:30 pentru mine. Pluto se vede mic, mic de tot. Eu îl văd doar cu ochiul ocular, nu îl surprind în camera telefonului. Am încercat să-l fotografiez și nimic. N-am reușit o poză să-i fac. Da, ți-am zis că da, se văd mai bine din câmp liber. Uite aici, parcă ar fi niște zgârieturi așa pe lună. Și am văzut pe cineva pe TikTok, care face tot așa observații astronomice. Și știți ce a zis? Că urmele unei nave. Păi ce așa navă de câteva sute de kilometri, de 100 și ceva de kilometri? O navă așa mare? A lăsat urmă de 100 de kilometri pe lună. Păi urma asta se întinde pe mai bine de 100 de kilometri. De la 12 noaptea. Sunt ca niște zgârieturi, așa. M-a amuzat tare clipul lui, sincer. S-a dat cu Sania, moșu, bine-i zis. Da, ți se îndeplinesc. Venus o să-l vedem până în ianuarie, o să-l vedem. Acum, în această perioadă... Hello, clandestin, bine te-ai alăturat. În această perioadă se vede doar vreo 50 de minute după apusul soarelui. O să-l vedem și în septembrie, și în octombrie, și în noiembrie, și în decembrie, dar în decembrie îl vedem 4 ore după apusul soarelui. Așa că o să-l vedem în continuare, jumătate de an. Dă Doamne un avion prin dreptul lunii, vreau și eu aici emoticoane. Sunt cratere. Ce de păsări, nu? Da, am văzut și eu. Bună, Ion Dobrin. Bine te-ai alăturat. Mulțumesc. Dacă trece prin dreptul lunii, îl vedem și noi, da. Pluto. Pluto e în săgețător. Da, cum se ridică constelația săgețătorul? Bună, Ela. Dar nu se vede.
A, nu mai ai, n-ai găsit notificarea de la mine, ți-am trimis abonamentul mai de demult. Acum, după 15, o să poți să-ți trimit iar un altul. Maria, bine te-ai alăturat. Da, azi, mâine și poi mâine. Hei, noaptea pe afară, bine te-ai alăturat. A, ți-ai primit notificare că ai expirat, păi dacă nu l-ai acceptat când ar trebui, da, probabil. Lasă că-ți scriu și mesaj când îți trimit eu din nou abonamentul ca să nu mai omiți. Bună, bine te-ai alăturat. Bine v-ați alăturat cu toții. Suntem 290. În noaptea asta, mâine și poi mâine, salutare și ție noaptea pe afară. După 12 noaptea, deasupra capului. Bună, Constantin, un bresser mesier newtonian. Am spus un bresser mesier newtonian. O să stau, dar o să mai rămân un pic afară. Văd și eu cât rezist. Să văd și eu cât rezist. Alte planete, după 11 noaptea se poate observa Saturn. Cu ochiul liber, da. Așa se spune, puneți-vă dorințe, dacă se împlinesc mai bine. Super la cei care aveți cersenin. Ăștia care nu vă vedeți de treaba voastră, vă dau mare bloc. Ce să vă fac? Blochez și asta basta. Sunt găuri, sunt cratere. Nu există în desene animate. Denisa, mulțumesc. Little Artist, mulțumesc! Stați o secundă, că vin imediat! Auziți, închei live-ul, că trebuie să mă duc să-mi iau copilul, că e la bunica lui, la mama ei și nu prea vrea să stea. Și mă duc să-l iau acasă. Și nu știu dacă intru când mă întorc cu băiatul, poate îl curc cu soțul meu și mai intru un pic cu voi pe live. Dar momentan trebuie să mă duc să-l iau. Da? Vă pup și dacă e când mă întorc, îl curc cu soțul meu și ies eu înapoi la observație afară. Vă pup și ne auzim. Vă mulțumesc din suflet că sunteți alături. Dacă pot, mă întorc mai târziu pe live cu voi. Dacă nu, aia e. Îmi pare rău. Eu aș vrea că eu dacă adorm băiatul, eu ies afară să văd și eu câțiva meteori și cred că o să intru cu voi pe live. Vă pup, Doamne ajută, o seară frumoasă să aveți.